Mă bucur să-l am alături de mine pe Mircea Stan, CEO and founder Postis, care vine, iată, în tot contextul ăsta pandemic, non-pandemic, cu o soluție enhanced, să zic așa, pentru magazinele online, exact în etapa aceea de la finalizarea comenzii până la livrarea produsului acasă. Mersi mult de tot, Mircea, că ni te-ai alăturat. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Ați sărbătorit de curând 4 ani de la lansarea Postis în România. Cum a fost așa, în an aniversar, cum a fost anul acesta aniversar pentru voi, din punct de vedere al comportamentului utilizatorilor, din punct de vedere al business-ului per se? Mulțumesc de întrebare. Într-adevăr, anul acesta am făcut 4 ani de când am dat drumul la soluție, platforma Live. Primul client pe care l-am avut în 2017 a fost Flanco. Au fost 4 ani plini, care au mers cumva și mai accelerat decât evoluția e-commerce-ului. Era o nevoie în piață care trebuia, să zicem, cumva satisfăcută. Magazinele de e-commerce și retailer în general, în zona de post-captare comandă, sufereau. Nu exista o soluție care să deservească această nevoie. Ne-am dat drumul la soluție, așa cum am zis, în 2017, iar în cei 4 ani de evoluție am îmbunătățit soluția inițială și acum nu mai suntem doar în zona de delivery, ci avem și componente care sunt înainte, de pre-purchase, și componente care sunt post-delivery și care încearcă să dea o experiență a clientului unificată, cum ai zis tu, enhanced, îmbunătățită, și până la urmă ce încearcă să facă este să pună la un loc niște componente lipsă din tot ecosistemul de e-commerce, astfel încât clientul final să aibă o experiență plăcută, simplă și să aibă control asupra procesului de cumpărare și livrare. Ok. Am reținut dintr-un interviu pe care l-ați avut, un interviu GPEC Live pe care l-ai avut recent cu Andrei Radu, faptul că veniți cu un concept nou asociat cu un raport, și rapoartele la GPEC ne plac foarte mult, apropo de conceptul acesta Click to Door. Și aș vrea să înțelegem un pic mai mult ce înseamnă el și dacă ne poți da un mic secret din raportul ăsta. Da. Într-adevăr, chiar în perioada asta am lansat raportul respectiv, care conține 5, să zicem, insight-uri importante pe care le-am descoperit. Pe durata câteva luni de zile, noi am analizat, să zicem, traficul de la 35 de magazine online și retailer, plecând de la primele interacțiuni ale clienților pe care le fac și primele interacțiuni pe care le faci înainte să ajungi pe site, le ai fie cu un ad Google sau din zona de social media pe Facebook și în alte rețele de socializare. Poate că ai primit un mail, poate că ai un search organic care te duce către site. După care ne-am uitat ce se întâmplă pe site, care este rata de conversie și cum procesul de livrare și post-livrare are o componentă importantă în crearea experienței plăcute. Așa cum am zis, pe lângă cei 35 de comercianți pe care i-am analizat, ne-am uitat la peste 15 milioane de click-uri, denumim noi toate interacțiunile pe care le-au făcut clienții înainte să ajungă pe site, iar pentru fiecare interacțiune ne-am măsurat 64 de KPI care înmulțite dau undeva în jur de 1 miliard de puncte statistice la care ne-am uitat, iar cele 5 finding-uri relevă niște comportamente general valabile pentru orice magazin online din România și care, chiar dacă unele dintre ele sunt chestii intuitive, de exemplu că timpul de livrare influențează modul în care se livrează și rata de refuz, avem și niște chestii cantitative. Știm exact cât de mult influențează în funcție de categoria de produs, în funcție de tipologia de marfă pe care o cumperi, dacă s-a făcut plata cu cardul sau nu,
Depinde foarte mult și de sursa de trafic. Una este să vină dinspre PPC și alta este să vină din e-mail. Toate astea le-am analizat și raportul este disponibil undeva spre a fi descărcat la adresa report.click2dor.io, deci report.click2dor.io, și acolo o să găsesc, să zicem, varianta detaliată a raportului. Ce pot să scot în evidență este că, din câte știm noi, este primul studiu care analizează de la prima interacțiune a clientului până la livrare și feedback-ul pe care poate să-l dea clientul post-livrare, și în felul ăsta eliminăm un pic din zona asta de misticism și, în fine, multe lucruri care se întâmplă în piață, care spun, dom'le, din experiența mea știu eu că e mai bine să faci așa sau așa, ci pur și simplu dau o dimensiune cumva obiectivă a comportamentul clientului și ceea ce îi influențează acest comportament, plecând la prima interacțiune pe care o ai, și chiar mai mult. Te cumva îndrumă pe tine, comerciant, să alegi la un moment dat pentru un anumit tip de produse, dacă este mai bine să ai o campanie de e-mail, dacă e mai bine să vină clientul dinspre zona de social media și conținut pe care îl construiești tu, sau să folosești varianta de PPC clasică din ad-uri în zona de Google sau Facebook. Ce v-a făcut să mergeți cumva mai departe în analiza asta, apropo de a găsi soluții pentru clienți, să mergeți chiar până la click? De unde această dorință? A venit din partea colaboratorilor, partenerilor cu care lucrați? A fost ceva ce a venit natural? Da, aș zice că a venit în mod natural, pentru că ceea ce am observat noi în piață este următorul lucru. Din nou, așa cum acum 4 ani când am dat drumul la produs, am încercat să acoperim o nevoie și raportul a venit ca o nevoie a noastră de a ne explica anumite lucruri care se întâmplă. De cele mai multe ori, să zicem, sunt 3 segmente mari care sunt pe lanțul ăsta de la primul click până la livrare. Uh-huh. Este o zonă de, să zicem, digital marketing care se concentrează foarte mult și obiectivul lor principal este cum aduc clienții către site. Corect. După care este zona de online, e-commerce și mai departe, care se concentrează foarte mult ce se întâmplă cu clienții care au ajuns pe site și cât de mulți din ei sunt convertiți. Și există rata de conversie celebre pe care o știe toată lumea. Dar noi ne-am pus întrebarea, doamne, rata de conversie pe care o vezi în site este de fapt rata de conversie reală? Cu alte cuvinte, ce ai capturat în site sunt vânzări pe care poți să le recunoști? Realitatea ne arată că nu e așa. Foarte multe din conversiile care se fac în site se transformă, și uite, acum vine o perioadă destul de aglomerată, în rată de refuz, retururi care se întorc către comercianți. Și noi am zis, ok, hai să găsim o modalitate prin care să ne uităm să analizăm toate sursele de trafic, comportamentul clientului, să ne dăm seama ce influențează ce, dar nu pe baza unor presupuneri, pentru că funcționăm foarte mult în zona asta. Când discutam cu cineva de la un magazin online, în funcție de funcția sau rolul pe care îl ocupa, avea un unghi de a privi lucrurile diferit. Cei din zona de digital marketing aveau o anumită opinie, zicea, domnule, eu am adus traficul în site, e treaba voastră să-l convertiți. Oamenii din zona de online și e-shop se concentrau pe zona de conversie, dar era o conversie care nu se știa dacă se va transforma într-o vânzare. Iar la final, de exemplu, dacă vorbeam de un comerciant mai mic care avea în spate un antreprenor, el se întreba, domnule, dar de ce toate informațiile pe care le am eu spun că pe fiecare segment se întâmplă lucruri minunate, dar pe total business-ul meu nu funcționează eficient. Atunci ne-am uitat să găsim niște chestii măsurabile din care să putem să tragem niște concluzii, iar ulterior să putem să influențăm de dinainte să se trimită campania de e-mail sau să se promoveze o campanie de digital marketing, ce trebuie să facă comerciantul și în funcție de tipologia de produs și toți factorii pe care noi am analizat, ce trebuie să facă ca la final comerciantul respectiv să fie cât mai eficient. De asta, să zicem, o parte din insight-urile pe care le-am scos în raport
sunt general valabile pentru toate verticalele de e-commerce, urmând ca în perioada următoare, în funcție de vertical din care face parte, produsele pe care le vând și așa mai departe, să venim cu niște recomandări specifice fiecărui client în parte. Asta voiam să te întreb, cum poate un magazin online să integreze informațiile astea în strategia lui de promovare, de fulfillment, de tot ecosistemul? Primul lucru pe care trebuie să-l rezolvăm, și asta este o zbatere continuă încă, este să schimbăm un pic niște mentalități. Dacă până acum, repet, cei mai mulți spuneau, dom'le, eu sunt expertul pe zona X și știu ce să fac bine pe zona aia, neavând imaginea de ansamblu, erau de cele mai multe ori niște decizii subiective. Pentru că obiectivul lui era să aducă din nou, fie pe site, fie să facă o conversie, zona de logistică se asigura să facă livrarea cât mai repede, dar per total lucrurile nu funcționau bine. Noi aducem de data asta o variantă obiectivă prin care să le arătăm de fapt ce funcționează, ce nu funcționează. Ne bazăm foarte mult pe volume mari de date și asta e o schimbare de mindset. Noi vorbim despre data-driven decision, nu chestii subiective luate în funcție de context sau de experiența fiecăruia. Asta pe de-o parte, iar pe de altă parte este să creezi un proces iterativ prin care să înveți, și despre asta e vorba. Algoritmii pe care am folosit de a analiza datele sunt niște algoritmi adaptivi care vin din zona asta de machine learning și data science, care pe baza informațiilor pe care le analizăm poate să-ți dea niște indicații, să schimbi mici parametri care să îți schimbe în mod fundamental care este eficiența business-ului. Și de data asta nu mai este vorba de intuiție, ci este vorba de date clare și niște parametri pe care poți să-i monitorizezi în timp și care să-ți arate un anumit tip de eficiență. Și în felul ăsta, pe termen mediu și lung, retailer poate să câștige în zona asta de eficiență și, per total, noi ce am observat este că experiența clientului este mult mai bună, crește rata de conversie finală, crește valoarea media a coșului, iar clienții devin din ce în ce mai loiali. Care sunt planurile voastre, apropo de, ok, pentru magazinele online, e clar că un plan important ar fi să înceapă să gândească mai data-driven și înțelegem de unde vine logica acestei direcții. Ce vă propuneți voi în 2022? În primul rând, vrem să creștem la fel de mult, dacă nu mai mult decât anul acesta. Este primul nostru obiectiv. Anul ăsta am crescut destul de bine, ne-am dublat baza de clienți, probabil că la finalul anului ne vom tripla veniturile. E adevărat că suntem la început și încă nu vorbim de cifre de afaceri foarte mari, dar sunt lucruri care ne ajută. În al doilea rând, vrem să mergem pe cât mai multe piețe. Suntem prezenți, așa cum am zis, pe piața din România de 4 ani de zile, încercăm să ne extindem la nivel european și cu siguranță, în 2022, vom accelera procesul pe care l-am avut în ultimii 2 ani. În al treilea rând, vom veni cu niște inovații în piață, plecând de la ultimele acțiuni pe care le-am făcut, inclusiv zona asta de lucru la raportul respectiv. Vom da drumul pe piață la niște aplicații și funcționalități noi care pleacă exact de la concluziile pe care le-am scos în raport. Cum folosim datele și cum putem să le dăm, să zicem, să dăm o mai mare putere și transparență clientului final, astfel încât să aibă o predictibilitate mai bună, o vizibilitate și transparență mai bună, iar la final să poată să interacționeze cu magazinul sau cu sellerul în timp real și să-și dea feedback-ul vis-a-vis de ce se întâmplă cu comanda lui pe zona de delivery și nu numai de delivery. Personalizare, predictibilitate, ce s-a discutat astăzi. Asta vor fi în focusul nostru și cât de curând vom lansa pe piață o aplicație care va fi o unealtă bună, utilă, pusă în mâna clientului final, care cu ajutorul căreia să poată să aibă și predictibilitate și interacțiune și vizibilitate, transparență și atunci când e nevoie să poată să interacționeze în timp real cu magazinul online.